Controlele efectuate de reprezentanții Inspectoratului Județean de Stat în Construcții au scos la iveală o serie de nereguli în ceea ce privește lucrările de mansardare. Și asta pentru că mulți dintre dezvoltatorii imobiliari au construit fără să respecte reguli minime pentru siguranța clădirilor. Activitatea de dezvoltare urbanistică, în perioada aceasta mai nou, foarte mulți investitori s-au orientat în a investi în mansardarea și anveloparea blocurilor de locuințe colective. În aceste cazuri, totul trebuie făcut cu autorizație, totul trebuie făcut cu respectarea proiectului, totul trebuie făcut în respectarea legii, în așa fel ca lucrările să fie de bună calitate și să prezinte siguranță în exploatare și să nu pună în pericol viața oamenilor. Punerea în pericol a vieții oamenilor, afectând structura de rezistență a unei clădiri, este infracțiune, conform legislației în vigoare. În Timișoara, mansardarea se face de cele mai multe ori împreună cu anveloparea termică a blocurilor. Astfel, în luna septembrie, două firme de construcții au fost prinse și sancționate, precizează reprezentanții Inspectoratului Județean de Stat în Construcții. S-au aplicat sancțiunile legale și s-au dispus expertizarea lucrărilor realizate pe întreaga structură de rezistență, astfel încât întreaga clădire să fie pusă în siguranță. Face parte din obligațiile celor care se apucă de lucrări. Dacă nu se îndeplinesc măsurile până la capăt dispuse de inspecție și transmise și primăriei Timișoara, sancțiunile sunt, așa cum a spus, până la nivel de infracțiune. Pentru că sancțiunea cu amendă este între 1.000 și 100.000 de RON. Deci se poate sancționa cu 100.000 de RON, dar în momentul în care pui în pericol viața oamenilor, în momentul ăla nu se discută de contravenție, se discută de infracțiune. Verificările vor continua și în perioada următoare, anunță reprezentanții Inspectoratului Județean de Stat în Construcții.